Eveniment inedit la Biblioteca Județeană din Nicu Golescu. Maestrul Ion Pantilie a lansat două albume despre viața și creația sa și a fratelui său, regretatul artist plastic Gheorghe Pantelie. Manifestarea a avut loc în cadrul evenimentului anual desfășurat sub genericul Salonul Cărții Argeșene. Albumele se doresc a fi o mică monografie a fiecăruia dintre noi, nu suficient de amplă, dar cu obligația mea, care sunt încă în viață, să mărim și să aduce mai multe materiale, mă refer la cel fotografic, cât și la cel teoretic, pentru că există texte din critici de altă importanță care încă nu au fost publicate aici. Albumele se doresc a fi disipate în, cel puțin în publicul piteștean, după care și la București, unde marți am să încerc să mai duc un număr destul de important, cel puțin din Ion Pantilie, pentru a face cunoscută arta piteșteană a celor doi frați, în cazul meu și el, și să vadă că există pictură și în provincie și că există o pictură de calitate și mai ales o gândire teoretică de înaltă ținută. Ăsta a fost scopul lansării aici, deocamdată în locul în care ne-am născut, și urmează să mai găsim câteva locații, mai ales în sălile de expoziții, unde vom continua cu răspândirea celor două albume. Cu acest prilej, directorul general al Bibliotecii Județene, Octavian Sachelari, a anunțat că holul Instituției de Cultură pe care o conduce va purta numele de Galeria de Artă Gheorghe Pantelie.